seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o ediție specială aici, la Valahia TV. Sunt Lavinia Busuioc și alături de mine o am ca invitată pe doamna Iuliana, soția domnului Jurubiță Ionel, acel domn despre care v-am mai vorbit aici, la Valahia TV, în urmă cu 2 săptămâni. Bună seara, doamnă, și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Pentru început, aș vrea să-mi spuneți... Știu că vă este foarte greu și da, că vă reamintiți cu siguranță acele momente. Cum a început totul? Cum s-a întâmplat această dramă a familiei dumneavoastră și despre ce e vorba mai exact? Ca să știe și telespectatorii noștri. Mai exact, drama noastră s-a întâmplat pe 7 august anul acesta. O zi obișnuită, care nu ne așteptam niciunul la ce o să se întâmple. A plecat la servici, toți am plecat la servici și eu și el. Și în jurul orei 4 și jumătate s-a făcut rău din cauza căldurii. El avea o boală de inimă despre care nu știam, nedescoperită, o boală genetică, mai exact. S-a făcut rău și a intrat în stop cardiorespirator. A stat în jur de 15-20 de minute până a sosit ambulanța. Între timp, colegii lui i-au făcut și ei ce au știut, l-au ventilat, l-au ce i-au făcut ei, l-au pus pe pernă, i-au făcut respirație, gură la gură, i-au făcut ceva. Probabil, datorită lor, l-a putut să-l mai resusciteze, cred că s-a ocupat de el până a venit ambulanța, a durat cam în jur de 15-20 de minute, l-a resuscitat, a ajuns în coma de gradul 4, foarte gravă, nimeni nu i-a mai dat nicio șansă, nici o oră de trăit. Și a vrut să ne-l dea acasă, că deci nu mai are nicio șansă. Atunci am intervenit să căutăm un spital în București, să ne ajute, am sunat peste tot, să ne găsească un spital unde e ventilat mecanic. Și de la 5:30 până la 9:30 a stat la Giurgiu, la urgențe jos, până s-a găsit undeva unde să-l ducem. Și spitalul de la Floreasca l-au acceptat acolo, pentru că aveau aparat de ventilat mecanic. Și a ajuns în seara aia la 9:30, a plecat spre București. Și acolo? Și acolo la fel. Deci, nici până a doua zi, nici pentru oră nu-i dădea nicio șansă. Și, de că sunt 4 luni de atunci, și el trăiește. În acest moment, da, dar lui este internat el, la Spitalul Județean, mai exact la terapie intensivă. Da. Cum se simte după 4 luni? Cum îl vedeți? Îl vedeți mai bine? Da, eu îl văd mai bine. Medicii de aici ce vă spun? Că boala de care suferă el. Care este această boală? A fost diagnosticat cu encefalopatie post-anoxică. Ceea ce înseamnă că o parte a creierului... N-a fost oxigenată în timp de 20 de minute și în timpul ăsta celulele din creier se... termină. Celulele care au rămas sănătoase, în timp preiau funcțiile celulelor distruse. Greu, în timp, recuperări, el mai are și, da, din cauza asta a făcut stopul cardiac, boală cardiomiopatie prin non-compactare. Despre care nu știați. Despre care nu știam, da. Ați sindromul Brugada, ziua... zicem. Da, când i-a făcut ecografie la București. I-am făcut și aici, între timp, că el se mai simțea rău, dar n-a descoperit. La Giurgiu. Din ce mi-amintesc, eu îmi cer scuze că v-am întrebat, am stat de vorbă cu soacra dumneavoastră, cu mama lui. Și știu că în familia dumneavoastră a mai avut loc o tragedie. Da, am mai avut o soră. O soră dumnealui, la care a murit, de ani a murit în urma tot unui stop cardiac. Da, înțeleg că e ceva genetic. Da, ea n-a mai avut șansă să o resusciteze. Ea a murit pe loc. Deci a murit ca și el, de fapt, dar el l-a resuscitat pe ea. N-a mai avut nicio șansă. Nu. N-a putut-o de la fața locului, că a venit și la ea salvarea, nu? Practic, în acest moment, ca să înțeleagă toată lumea, ați avea nevoie de bani, în primul rând, de pentru... bani și de ajutorul persoanelor specializate care să se poată ocupa de el, un medic specialist. Și ce vă împiedică bun în acest moment? În acest moment, în primul rând, că... Să-l ducem la un spital din București. Din cauza diagnosticului care i s-a dat acum 4 luni, e pe criza STI, pe toate actele care le avem,
starea lui apare foarte gravă, stare generală foarte gravă, timp de o lună, și nimeni nu ni-l ia pentru acest diagnostic și pentru această stare. Dacă am avea la momentul actual alte analize, alt tomograf, alt remeneu și altă epicriză, aș prezenta-o la București, la orice spital. Și spital, de ce nu ne-a făcut nici... Uitați-vă, e aici epicriza de etapă de la Giurgiu. Deci până aici scrie tot ce a fost la București și aici ce i s-a făcut la Giurgiu. Deci scrie că se menține afebril, deci nu mai este febril. Același comă, gradul 7, nu știu cine i-a pus-o, că nu l-a verificat, mi-a făcut un remene, un tomograf. Pe tracheostomă aspiră secreție, într-adevăr, așa este, dar mai puțin acum. Deci nu am ce să prezint la un spital din București. Oricine s-ar uita, nu trebuie carte ca să-ți dai seama că nu sunt făcute niște analize, niște tomograf, remene, ca să poți să iei o decizie în privința lui. Ați căutat acest Am încercat, da. Și... Am încercat la Elias, la Bagdazar, după diagnosticul ăsta. El apare în stare foarte gravă, deci pe moarte. Și oricine zice, pentru ce să-l iau, să moară într-o oră, deci ce are acum, a avut acum 4 luni. Deci nu e posibil să-l las să moară cum vor ei. Nu moare acum, moare când o vrea Dumnezeu. Dar fă un tomograf, un remene, ocupă-te de el și dacă în urma acestor analize, acestor tomografe și ce e de făcut, tot în aceeași stare se prezintă ca acum 4 luni, mă resemnez. Dar n-am cum, atât timp cât am acest diagnostic de acum 4 luni. Vedeți o... Și starea lui e vizibil asta mai bună. Asta vreau să văd. Da. Vedeți o El, schimbare? Deja a luat figura care avea înainte de accident. E luminat la față, nu se mai uită în sus, nu se mai uită în jos. El se uită fix la mine. Dar puteți comunica cu dumnealui? Da, se uită când ajung la el, se luminează la față. Când îi zic să închidă ochii, închide, zic, fă dintr-un ochi, face dintr-un ochi, mișcă mâna, picior, îl ridic deja de din... El are nevoie de recuperare. O lună, măcar o lună, dacă ajunge într-un centru de recuperare, să poate să ajungă să stea în fund, după aia intră în operație. Mi-au promis domnii doctori de la Floreasca că îl operează. Dar operație după o lună, la da, ce? La inimă. La inimă, că asta e practic, da, asta e practic prima și cea mai importantă. Și creierul e foarte important, dar prima ca să poată să supraviețuiască. Dacă nu-i se face operația asta la inimă, sindromul ăsta Brugada este o boală prin moarte subită care se poate întâmpla oricând. Dar mă uit la el și starea lui vizibilă e mult mai bună. Deci e luminat, el nu, e în jos. Dacă ar avea o stare gravă tot timpul, nu, îți dai seama că nu mai e la ce să te aștepți, decât că așa a vrut Dumnezeu. Dar tu, când îl văd că e pe zi ce trece mai bine, și doctorii și asistentele și-au dat seama că așa este. Trebuie să fac ceva pentru el și nu pot. În primul rând că nu am bani, în al doilea rând că nu am niște analize, nu am nimic la mână ce să prezint în altă parte. Doar un spital particular, dar ăla vă dați seama că e foarte scump, l-aș lua pe semnătură și l-aș duce acolo. Că dacă e să mor, mori oriunde mor și eu, moare ori și cine, chiar dacă ești sănătos, chiar dacă nu, dai acolo șansa omului la viață. Dacă Dumnezeu a hotărât pentru el să moară acum sau să moară peste 2 zile, așa a hotărât. Dar trebuie să fac ceva până la capăt. Câte zile are? Dacă eu aș fi în situația lui și cineva să mă lase să zac acolo și eu mă uit la el cum se luminează și așteaptă să-l ajut. Cum să-l ajut? Vă văd cum să-l ajut? O femeie foarte dedicată soțului și foarte credincioasă de altfel. Nu știu dacă nu mai lui, cred că orice, la orice om aș face așa, dacă l-aș vedea în situația aia, să fiu implicată, să văd. E dureros să vezi că vrea să-ți spună ceva și nu poate. Nu poate, că nu poate să vorbească. Cum arăta viața dumneavoastră până să se întâmple acest accident? Ca la orice, și cu bucurii, și cu bune, și cu rele, și cu muncă, și cu... Dar nu mă plângeam, că eu sunt o luptătoare și muncesc pe unde puteam muncea. Poate mai mult cu cât a fost un om sănătos, deci nu... Da, da. Ca oricine, nu pot să mă plâng. Eu, de felul meu, sunt o persoană optimistă. Chiar și în momente grele, eu știu să râd, știu să... Ce... Unde vă găsiți alinarea? Aveți copii?
Da, fetiță de 5 ani. Să vă bucurați de ea. Da, da, ea... Îi simte lipsa tatălui. Da, a zis după înregistrarea care a fost la televizor, ea n-a văzut că eram în spital cu ea, a văzut o, o altă perioadă dificilă, da, adică da. Și fetița știu că a fost la pediatrie, da, internată și a fost internat. Făceați drumuri când la ea? A fost când de jos, da. A zis să nu, să nu-i mai arăt înregistrarea cu el, că e prea dureros pentru ea. Și mai când aude melodia aia, nu mai poate să se uite. Acum vrea să o duc la el, eu nu mai pot să o duc, mi-e și frică să o duc acolo, știind că a fost bolnavă, să nu mai avem microbi, terapie intensivă, acolo sunt, am văzut morți, de n-am văzut de când sunt eu. Câți am văzut acum la terapie intensivă și vă dați seama că sunt microbi și nu mai, nu știu când o să mai duc, dar vrea să-l vadă, că e dur de el. Este firește, nu? Da. Și aduce aminte cum se juca cu el, cum... Căței, cu ce... Ce făcea el acolo? E greu. Dar ea speră că tati se va face bine. Și știe că se va face bine, că în fiecare seară ne închinăm, ne rugăm la Dumnezeu pentru el și aveți, pentru toată lumea, așa spunem. Aveți vreo, da, speranță? Adică... În Dumnezeu? Da. 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 Și... Da. 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 Față de cei care ne privesc în acest moment? Și față de cei care ne privesc. Știu că este foarte greu. Suntem săraci. Asta e, asta e adevărul. Toți suntem sărați, da. Nu toți, mai suntem și puțin mai bine, puțin mai rău. Dar e foarte important să fii sănătos. Dacă ești sănătos și poți să dai din puținul tău, să ajungi pe un om care are dreptul la o viață până la urmă și o șansă, eu aș da să văd un caz, știu că a depins de mine puținelul ăla care l-am făcut acolo să salvez viața la unul. Știu că am făcut un bine și mă simt bine în sufletul meu. Am să rog pe colegii mei să afișeze pe ecran un cont bancar în care, dacă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vreți să faceți un bine acestei familii, puteți dona bani în acest cont. De asemenea, știu că mi-ați lăsat și un număr de telefon. Da. Aș dori să mi-l spuneți dumneavoastră și să le transmiteți celor care ne privesc un mesaj și un gând al dumneavoastră personal, ca mamă în primul rând și apoi ca soție. Mi-e foarte greu să cer ajutorul așa. Eu sunt demn așa de felul meu, n-am cerut niciodată, am muncit. Dar în cazul ăsta aș ruga pe toată lumea care poate, cu orice poate, să ne ajute pe fetiță și pe el, să aibă și fetița mea un tată, să poată măcar să-l vadă acolo, lângă ea atât. Numai să-i zâmbească, nu să mai muncească. Pot să muncesc eu și să mă zbat pentru noi. Numai să-l văd acolo acasă. Și cine poate, dacă vrea să ne ajute, oricum o poate face, printr-un mesaj, prin orice poate fi de ajutor. Și le doresc la telespectatorii care ne aud acum să aibă multă sănătate și să nu le ofere viața prin ceea ce trecem noi acum. Nu mi-am închipuit niciodată că o să pot să ajung aici, să trec prin așa ceva. Nici nu știam ce înseamnă cuvântul comă. Nici nu m-am uitat, nici n-am vrut să mă uit. Știam că e grav și am ajuns în situația să văd ce înseamnă și să văd pe propria piele cum se manifestă și ce înseamnă să asiști și să nu fii neputincios, să te uiți și să n-ai nicio putere, decât speranța că Dumnezeu, dacă vrea, ridică de acolo, dacă nu, nu. Păi el l-a ridicat. Îl putem numi un miracol? Da, ceea da, ce da. Eu n-am crezut cu clipă că moare, chiar dacă el spunea toată lumea. El trece practic datorită aparatelor? Nu. I s-a făcut o traheostomă la gât, când l-a scos de la aparate și respiră prin aia. Aia în timp se poate scoate. Depinde cum înghite, cum îl încărca pulmonar acum. Stând pe spate, trebuie atâtea să aveți mare grijă să nu facă o infecție. Da, da. N-a făcut nimic până acum. Că... Avem grijă de el, da. În fiecare zi dăm să mănânce. Am mai început un tratament acum 2 săptămâni. Apropo de asta, da. Sunt costisitoare? Da, nici n-am... 20 de milioane pe acolo. Și de unde aveți acești bani? Cum vă descurcați cu singur salariu? Că nu...
nu mai avem. Dumneavoastră sunteți singurul susținător al familiei? Da. Da, eu am o soră care ea îmi plătește căminul la fată, ea ne duce cu mașina dimineața, ne aduce, deci niște cheltuieli care nu le mai fac, nu mai am de unde și pe frigul ăsta. Ea ne ajută cu mâncare, cu aia că eu din 9 milioane să plătesc și la te-am mai făcut și un CR-ul și o rată la bancă, că nu am avut de 4 luni de zile. S-au tot dus, s-au dus și s-au strâns și am rămas și în urmă cu ele. N-ai cum de 9 milioane să... Să ții un bolnav și nu, nu, situația dar lui? Dar nici nu e de gândit, nu ți ajunge... De pe zi pe alta... Așa, dar să mai ai și alte cheltuieli și probleme în plus. Ce ați adus acolo? Am văzut că ați venit în, în platou cu câteva fotografii de pe, de pe vremea când era bine. Da. Putem să le arătăm și la cameră, vă rog? Da. Aici e dumnealui cu fetița dumneavoastră? Cu fetița, da. Avea vreo 6 luni atunci, se vede? Da, cred că da. Acum, e în regulă. 6 luni avea fetița aici? Da, da. Aici sunt eu cu fetița. Cred că avea tot atât. Aici suntem împreună la Festivalul Berii, cu sora mea, fratele meu, așa cu el. Am să vă rog aici să vă uitați aici, el. La camera aceasta. Da. Din aici? Da. Da. Aici este el, la biserică, când ne-am botezat fetița. Da. Aici. Ce vârstă avea aici, dumnealui? În poze? 36. 36 și acum are 39. Da. Aici este el. Asta e mai recentă. Cu mama mea, sora mea. Aici e lua Muțu, el este cu mine aici. Vă e greu? Cum vă simțiți când priviți aceste poze? E foarte greu. Aici este tot el. Se uita la fetiță și la cățeluș. Aveam un cățeluș să-i facem oftul la fetiță. Puțin și pe el am dat. Of. Aici, da, tot când e lua Muțu, este aici. Aici la botez. O familie normală, nu? Modestă. Da. Dar care, din nefericire, pusă la încercări, la o încercare aici foarte fetița, grea. Aici fetița, cum a trecut, da. Vă mai amintiți o zi, eu știu, care v-a rămas așa în memorie cu el bine până pe data de 7 august. Vă vine în minte ceva care... Vă vine să mă credeți că mi-au dispărut? Mi-aduc așa aminte. Mi-e foarte greu să mi-l imaginez cum era înainte, văzându-l în situația asta. E foarte greu să... Și nu încerc să mă gândesc cum era înainte, să nu încerc să revin, să fiu tare, dacă nu mai sunt tare nici eu. Fetița, ce-i fac? Spuneți că vă ajută sora, mai aveți da, și alte, sora mea, da. Alt fel de suport, sprijin, mai, mama, părinți? Mă ajută mama, da, da. Soacra, din partea dumnealui? Da, ea e mai tot timpul cu el la spital. Stă în permanență? Da. Cu dumnealui? Da, acolo, stă zi de zi. Să zicem că, la un moment dat, poate vă ajută bunul Dumnezeu să strângeți o sumă de bani. Care ar fi următorul pas? Ce ați putea face? Aș încerca aici, în primul rând, la Giurgiu. Să plătesc remeneu, să plătesc tomograful, să mă duc și spun, plătesc, vreau să-i faceți toate astea din nou, să-mi dați o situație să pot să-l duc în altă parte. Dacă nu, l-aș lua pe semnătură și l-aș duce undeva particular, măcar pentru o lună, până îi se stabilește alt diagnostic, până îi se fac alte investigații. De astea are el nevoie în acest moment. Starea lui se vede vizibil că e mai bună, dar nu înțeleg de ce nu vrea să se recunoască că îl vede. Toți îl văd că s-a schimbat și în bine, nu în rău. E drept, o să dureze. Nimeni n-a spus într-o lună. Poate dura un an, poate Dumnezeu știe cât. Dar încearcă, dă-i șansa omului la viață. Dar nu se poate să le iei un om
e terminat, a mai fost o fată ca el și a murit. Deci asta e răspunsul. Adică aceeași situație și a murit. Nu știi Dumnezeu ce rezervă pentru fiecare. Deci nu se poate să le iei așa, să-l lași, să zic acolo, să nu te uiți și să așteptăm ce? Să așteptăm să moară. Nu, dacă nu e îngrijit, dacă nu dai tratament, dacă nu faci recuperări cu ele, e clar că acolo se îndreaptă spre moarte. Dar din moment ce te ocupi de el și dai tratament și recuperări... Dar nu ați făcut o solicitare către spitalul județean, către conducere? Da, am făcut, când am încercat să-l ducem la Elias și v-am arătat, atât mi s-a dat. Acolo și am ajuns. Vă puteți baza doar nu, pe... Nu, pentru că am ajuns acolo, am vorbit personal și mi-a zis vreau de la Giurgiu mai detaliat, nu ce mi-a spus. Și nu vi l-au primit? Nu. Doar cu acest diagnostic? Nu, nu. Traheostoma care are el nu e o problemă. Dar pe trei rânduri care e... Ați făcut adrese pentru un sprijin financiar către autoritățile locale, da, județene. Da, da. Ce răspunsuri aveți? Da, da. Mi s-au alocat bani în sprijin? Da, cât? Da. 3.000 de lei. De la? De la Consiliul Local, cred. Consiliul Județean? Consiliul Județean, da. Am înțeles. Da, da, m-au ajutat. V-ar fi suficient acest bani pentru a face o mutare către un spital, eu știu, de competență, unde... deține aparatură mult mai performantă, mult mai... V-ar ajunge? Nu cred că mi-ar ajunge, dar sincer să fiu, nici nu știu cât costă, pentru că unde să ajung. Asta, dacă nu am diagnostic, nu am ce să arăt, ce să prezint, decât ce să răspund. Dom'le, acum 4 luni era pe moarte, știți, acum e mai bine, mi-l luați, merge pe așa, merge pe... analize pe acte. Dacă m-a ajutat cineva, încerc să-l duc măcar pentru o lună la o clinică particulară de recuperare. Asta înseamnă kinetoterapie, da, și o serie de, da, analize acolo. Analize, RMN, tomograf și sunt sigură că în urma acestor îi se va schimba și nu diagnosticul neapărat, că ăsta de rămâne la general. Starea generală și chiar coma aia care o spune că e gradul 7, el nu mai are cum să fie în comă de gradul 7. El este pe undeva pe la 10 în momentul ăsta. Vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației noastre și ce să vă urez, mult, mult noroc în primul rând, să vă ajute bunul Dumnezeu să treceți cu bine. Știu că o să trecem cu bine și o să ne mai întâlnim într-o nouă emisiune unde să vă spun că este bine. Să dea bine. Așa vreau și așa sper și așa cred că se va întâmpla. Am credință în Dumnezeu că așa va fi. Vă mulțumesc încă o dată și mă bucur că v-am avut alături de mine în această seară. Vă mulțumesc, doamne și domnule, că ați fost alături de noi. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Pe curând!